Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Melissa și despre evoluția ei până la 3 ani, evoluția ei la grădiniță, evoluția ei fizică, evoluția ei din punct de vedere al limbii germane, cum e la grădiniță aici, cum s-a dezvoltat ea, cum s-a adaptat, cum a învățat limba, controlul de 3 ani care se face obligatoriu în Germania și o grămadă de alte lucruri. Așa că dacă vă interesează aceste informații, urmăriți filmulețul în continuare. În primul rând, sper să nu mă lungesc prea mult, mai am vreo 40 de minute și trebuie să iau pe Melissa de la grădiniță. Astăzi este ultima zi, va lua și ea vacanță. Și mi-am notat câteva lucruri despre care vreau să vă vorbesc, doar că mi l-am notat în telefon și o filmez cu telefonul, deci nu a fost o mișcare foarte inteligentă din partea mea, însă cam știu ce vreau să vă povestesc, așa că voi începe cu începutul. Odată ce Melissa a împlinit 2 ani, trebuia să intre la grădiniță, însă din cauza că era foarte aglomerată grădinița, aici în Germania se ia câte un copil și încearcă să-i se facă acomodarea timp de 2 săptămâni și după 2 săptămâni se ia alt copil și tot așa. Și Melissa a intrat la grădiniță anul trecut, adică în 2017, în septembrie, când avea deja 2 ani și 3 luni. Dorința mea a fost să o dezvăț de Pampers înainte să înceapă grădinița. A fost o perioadă destul de grea pentru mine, eram singură cu Claudia și cu Melissa, eram și însărcinată. Și am considerat că nu este momentul potrivit, că Melissa nu este pregătită pentru lucrul acesta. Știam că urmează să înceapă grădinița și Melissa vorbea câteva cuvinte în limba română, dar nici alea foarte clar, și în limba germană nu vorbea absolut deloc. Am spus că nu este cazul să o stresez atât de mult, mai ales că urma să mai avem un bebeluș și știam că o să fie un stres în plus pentru Melissa sau să fie o schimbare majoră, poate nu neapărat stres, e mult spus stres, dar o schimbare majoră faptul că va avea încă un frățior, o să fie o schimbare majoră faptul că merge la grădiniță, este într-un colectiv pe care nu îl cunoaște, pe care poate nu îl înțelege la început în totalitate, nu înțelege limba germană, nu știe să se exprime atât de bine și am zis că lăsăm deocamdată renunțatul Pampers-ului la o parte și aștept să crească puțin, astfel încât să înțeleagă și să poată să se exprime dacă ajunge la grădiniță, să știe să spună că are nevoie la toaletă, de exemplu, să poată să se exprime. Și am început grădinița cu Pampers cu tot. Aici, în Germania, îți primește copilul chiar dacă are Pampers. Probabil depinde de la grădință la grădință până la ce vârstă, însă la grădința noastră până pe la vreo 3 ani și jumătate este în regulă. Bun, am început grădinița. Melissa nu vorbea germană. Cred că înțelegea câteva cuvinte, dar foarte, foarte puțin. A fost o perioadă destul de stresantă pentru Melissa. La început aici se face acomodarea, mergi cu copilul la grădiniță, prima zi stai jumătate de oră, pleci cu el acasă, a doua zi stai o oră, pleci cu el acasă, după aia începi să-l lași singur câte 15 minute, jumătate de oră, în funcție de cât este copilul pregătit să rămână. Și cu cât se adaptează, lași mai mult până prinde încredere în educatoare și rămâne. Poți să lași copilul doar 4 ore, de dimineață de la 8 jumate până la sau de la 8 până la 11 și jumătate, parcă era la noi, sau poți să lași program întreg dacă sunt locuri disponibile. Melissa a mers la grădiniță inițial doar 4 ore și s-a acomodat destul de greu, a plâns foarte mult. La început a fost ok, dar după aceea plângea de fiecare dată. De multe ori a trebuit să o mai repede acasă până să se obișnuiască. Și din ianuarie anul acesta am primit loc toată ziua, adică ce înseamnă asta? Că rămâne să doarmă la grădiniță, să mănânce de prânz și să doarmă. În județul nostru, grădinița nu se plătește, nu este în toată Germania la fel, însă în județul nostru, grădinița nu se plătește. Eu plătesc doar mâncarea, doar faptul că mănâncă și mă costă mâncarea Melisei cam vreo 70 de euro pe lună și atât. Și bine, niște costuri mărunte, suplimentare acolo pentru poze, pentru această mapă pe care o să vă arăt cu Melissa. Sunt niște costuri suplimentare, dar vorbim despre câțiva euro, deci nu este foarte mult. A fost stresant pentru Melissa. Atunci a început să își roadă unghiile când a început grădinița și încă și le roade. Nu atât de mult ca la început, pentru că i-am tot atras atenția, dar încă ne luptăm cu lucrul acesta.
Am fost tentată să o retrag de la grădiniță pentru că aveam impresia că nu o să se obișnuiască niciodată și plângea foarte mult, dar mi-am dat seama că de fapt este un teatru și chiar și acum scârțăie cam un minut după ce o las la grădiniță. Uneori nu plânge, dar uneori trebuie să se smiorcă, e trebuie neapărat să vină educatoarea să o ia în brațe, dar de multe ori nici nu apuc să ies din grădiniță și ea este deja veselă, se joacă, este fericită, când o iau iarăși este foarte fericită. Și dacă tot am început cu evoluția cu grădința, am discutat cu educatoarea ei zilele trecute și mi-a spus că Melissa s-a dezvoltat foarte frumos și a început să vorbească foarte bine limba germană la grădință și știe culorile și nu știe doar culorile astea roșu, albastru, galben, culorile obișnuite, ea știe și lila și roz și mov și știe așa mai multe nuanțe, știe să numere. Știe să se exprime, este un copil care, chiar așa a zis, este ca o carte cu 1000 de pagini. Adică pe ea se vede, dacă se simte bine, se vede, dacă are chef de joacă, se vede, dacă este tristă, se vede. Adică este un copil foarte liber, se vede că este crescut liber și știe să se manifeste. Știe să ceară ajutorul atunci când are nevoie, se descurcă în multe aspecte singură, doar că uneori vrea să fie ajutată, dar nu neapărat pentru că nu s-a descurcat, ci pentru că pur și simplu vrea să fie băgată în seamă sau este lene să facă anumite lucruri, dar din punct de vedere al limbajului și are prietene, se joacă acolo cu copii, deci s-a adaptat foarte, foarte frumos și educatoarea este foarte mândră de ea, mai ales că la început nu vorbea absolut niciun cuvânt și acum face și diferența între cele două limbi și știe că la grădiniță vorbește germană și când vine acasă vorbește română și sunt lucruri pe care le știe în ambele limbi, cuvinte pe care le știe în ambele limbi, culori, animale, numere, deci le știe în două limbi și lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Și a fost un lucru bun că a mers la grădiniță și e un lucru bun în continuare că are activitate și merge în fiecare zi. Grădinița are 3 săptămâni vacanță, începând de astăzi o să aibă 3 săptămâni de vacanță. După aceea, dezvoltarea fizică la pediatru, am fost la pediatru, mi-a spus, acolo nu știu dacă a măsurat-o, mi-a spus că are 94 de centimetri și 13,5 kg. I-a dat acolo să se uite la niște poze, deci pediatrul a vorbit cu ea doar în limba germană, i-a spus ce are de făcut și Melissa a făcut, a înțeles absolut tot, i-a arătat cartonașe cu poze să-i spună ce reprezintă pozele alea și a știut ce la unele cuvinte chiar m-a surprins. Eu știam că le știe pe toate în limba română, dar m-a surprins faptul că le știa și în limba germană. Pe urmă, dar erau lucruri din astea obișnuite, de exemplu, banană, mașină, înghețată, pasăre, ce mai erau, telefon, jucării, chestii din astea, minge. Și ea a știut să le spună pe toate în limba germană, ceea ce m-a bucurat. După aceea i-a arătat mai multe cartonașe cu linii, 3 linii, mai mică, mai lungă și mai lungă, dar nu erau în ordine. Și ea a trebuit prima dată să identifice liniuța cea mai scurtă. După aceea i-a arătat cartonașul tot așa cu linii. Și a trebuit iarăși să identifice liniuța cea mai scurtă, dar erau aranjate altfel și a identificat-o. Și a treia oară i-a arătat iar cartonaș cu linii și mă așteptam ca ea din obișnuință sau din reflex să arate tot linia scurtă, însă pediatrul i-a spus, acum arată-mi-o pe cea mai lungă. Și a fost atentă și a arătat linia cea mai lungă. Adică a colaborat, a fost atentă, a înțeles. Eu nu a trebuit să-i traduc nimic sau să-i explic. Pur și simplu ei s-au descurcat acolo și eu m-am bucurat foarte mult. Așa, din punct de vedere fizic, se dezvoltă perfect normal, adică este curioasă, îi place să se cațere, să alerge, să se joace, este întotdeauna curioasă, ar face 1000 de lucruri. Singura chestie, și aici o să mă întorc la ce mi-a spus educatoarea la grădiniță, a zis că face foarte multe lucruri singură și știe multe lucruri singură și chiar le explică și la ceilalți copii când fac ceva, dacă ei n-au înțeles, le arată. Și un lucru la care are Melissa un minus este la faptul că nu știe să folosească foarfeca. Și am spus educatoarei că nu știe să facă lucrul acesta din cauza că acasă nu a primit foarfeca în mână. Nu știu, cred că de 2 sau de 3 ori am lăsat-o să taie cu foarfeca pentru că mi-a fost teamă. Nici nu aveam foarfecă specială pentru ea
Și mi-a fost teamă și nu mi s-a părut un lucru pe care ea să trebuiască să-l facă la 2 ani, 2 ani, 2-3 ani. Și am spus că zic, nu i-am dat niciodată. Și la grădiniță li s-a dat să taie cu farfeca și Melissa nici nu prea știa cum să apuce de ea. Și nu... a spus că și tăiatul cu farfeca dezvoltă anumite simțuri. Și da, lucrul acesta nu-l face. Dar am luat măsuri și am și comandat forfecuțe și am comandat și ceva, un kit ca să învățăm să decupăm. Asta o să facem în vacanță. Vine de la grădiniță și cu lucruri bune și cu lucruri care nouă părinților poate nu ne plac atât de mult, pentru că dacă, eu știu, vede un copil că face mofturi la ceva sau așa, atunci încearcă și ea să facă mofturile respective, pentru că asta e, în colectivitate învață unii de la alții. La 3 ani, Melissa, pot să spun că este puțin mai apropiată de Florin, de tatăl ei. Adică așa, din 100%, cam 51% e Florin și 49% sunt eu. Nu știu dacă a avut legătură cu faptul că s-a născut Daniel și că eu am petrecut foarte mult timp cu Daniel la început, pentru că, na, fiind bebeluș, trebuia alăptat și îngrijit altfel. Dar cam în perioada aceea a început Melissa să se apropie mai mult de Florin. Și așa, dacă la început trebuia să facă cu mine toate lucrurile și mă prefera pe mine, dintr-o dată așa a fost tati. Tati s-o schimbe, tati s-o îmbrace, tati s-o spele, tati să-i facă toate lucrurile bine când este acasă. Și a devenit așa foarte posesivă. Înainte era posesivă cu mine, adică să nu se atingă nimeni de mine. Acum e așa cu Florin, să nu se atingă nimeni de Florin. Împarte lucrurile, dar împarte lucrurile care nu sunt ale ei. Adică împarte cu plăcere ceva ce îi aparține lui Daniel, de exemplu. Dacă spun că Daniel are jucăria aia, împărțim. Dacă este o jucărie care este a ei, pe aia nu mai împarte. Ține foarte mult și la Daniel și la Claudia, dar Daniel, spre deosebire de Claudia, îi ia jucăriile, se întinde după ele și nu îi place lucrul acesta. Este așa, are un simț al proprietății foarte dezvoltat. La grădiniță nu este așa, pentru că la grădiniță nu sunt lucrurile ei și atunci le împarte. Acasă se schimbă datele problemei. Ce mai trebuie să facă un copil la 3 ani? Un copil la 3 ani, sau ți-are pretenția ca un copil la 3 ani să înceapă să vorbească în propoziții și să facă propoziții mai lungi. Ea face treaba aceasta. În germană mai greu, pentru că nu prea știe cuvintele de legătură în limba germană, dar încearcă și oricum se exprimă foarte bine și la grădiniță toată lumea știe ce are ea de spus sau ce vrea să spună. Și acasă face niște propoziții, de uneori rămân impresionată. De exemplu, într-o dimineață l-aveam pe Daniel în brațe și el se tot întindea și am spus: Daniel, ai grijă să nu cazi. Și Melissa îi spune ceva de genul, că mi-a fost greu și să rețin, dar îi spune ceva de genul: patul este prea înalt și dacă tu cazi, o să faci buba mare. Deci așa dita mai fraza. Și ceea ce mi s-a părut foarte, foarte tare și are, așa, adică explică lui Daniel multe lucruri și vorbește și vorbește foarte clar și foarte frumos în limba română. În limba germană mai avem de lucrat, dar grădinița a ajutat-o foarte mult din punctul acesta de vedere. Un lucru care îmi place mie foarte mult aici la grădiniță, de fapt sunt mai multe lucruri care îmi plac la grădiniță. În primul rând, sunt foarte mult scoși afară, deci în fiecare zi de cel puțin, de două ori ies afară. Nu contează dacă e soare, cred că pe ploaie nu prea scot, dar dacă s-a oprit ploaie, nu contează că e noroi, ei ies afară. Și iarna, deci îi scoate foarte mult afară, ceea ce îmi place mult de tot. Și au câte o mapă din aceasta tot. Pentru că chiar dacă educatoarea îmi povestește mie ce face Melissa la grădiniță, este foarte frumos să poți vedea pozele și o să fie foarte frumos și pentru Melissa când o să crească. Pentru că primește așa o mapă în care, când este așa câte un eveniment important sau ceva se întâmplă, ceva interesant la grădiniță, copilor li se fac poze și fiecare copil are mapa lui și se pun poze acolo. De exemplu, aici sunt poze din ziua în care și-a sărbătorit Melissa ziua de naștere la grădiniță. A primit o coroană pe care au făcut-o acolo împreună cu copilașii.
a primit, de exemplu, și un cadou aici. Se vede că și îl desface. Aici cum se joacă pe afară. Opa, cum se joacă la grădiniță. Aici, de exemplu, am fost și eu la grădiniță, s-a organizat micul dejun cu părinții și copiii și fiecare părinte a trebuit să ducă de acasă ceva. Și ne-am așezat acolo pe iarbă, eu l-aveam și pe Daniel în brațe, nu știu dacă se observă, l-aveam și pe Daniel în brațe. Asta este o altă fetiță, o prietenă de a Melisei care a venit și a stat cu noi. Aici s-a jucat Melisa în noroi, s-a umplut de noroi din cap până în picioare, adică au activități foarte frumoase la grădință și îi lasă liberi să facă și să experimenteze și să exploreze cât mai mult. Aici mai sunt și alte lucruri de-a Melisa, aici se joacă ea cu altă fetiță, da, sunt poze așa foarte frumoase de la masă, când stau ei la masă. Și Melisa se tot așează lângă educatoare. Deci ea întotdeauna trebuie să stea lângă una dintre educatoare și are preferințe și la grădiniță. Dar este un lucru foarte frumos că au așa un dosarel pe care putem să-l luăm acasă din când în când să vedem ce a mai făcut Melisa. Și acesta o să se umple în anii de grădință și după aceea când termină grădința o să-l primească cadou, o să-l ia acasă și o să îi rămână amintire. Dar în mare parte, și încă un lucru foarte important, pentru că probabil o să fiu întrebată și chiar vreau să vorbesc despre lucrul acesta, Pampers-ul. Deși Melisa are 3 ani, încă are Pampers. Aș vrea să o dezvăț, dar nu vrea Melisa, deci ea nu vrea. Și am vorbit cu educatoarea și mi-a spus că este perfect normal și este foarte bine cum am procedat să o las în ritmul ei, pentru că Melisa a avut un progres fantastic pe partea de vorbit, de a învățat foarte, foarte multe lucruri la grânță. Deci mi-a spus educatoarea că pe lângă faptul că ea a trebuit să recupereze limba pe care nu o știa, dar ea este cot la cot cu ceilalți copii și chiar mai bine, adică e foarte mândră a fost de Melisa. Și a spus că este normal ca unii copii din cauza că au așa o evoluție foarte puternică într-o direcție, să aibă lucruri la care să fie mai înceți. Și așa asta s-a întâmplat la Melisa cu Pampers-ul. Și a spus să nu o stresez mai mult, adică să încerc, să-i propun, dar dacă ea nu este pregătită, să nu o stresez, pentru că s-ar putea, dacă o presez prea mult, să îi reduc din progres pe partea cealaltă. Și educatoarea m-a asigurat că va veni momentul în care Melisa o să fie pregătită și o să-mi spună ea, gata, de azi nu mai vreau. Dar trebuie să avem răbdare. Bineînțeles, mie mi-ar plăcea, de exemplu, acum în vacanță, și asta mi-am și propus, ca în vacanță să încerc să o dezvăț de Pampers. Am vorbit cu educatoarea, am spus treaba aceasta și a spus că este foarte bine să încerc, dar în cazul în care Melisa nu vrea și nu vrea, să o lasă în pace. Că poate să meargă în continuare la grădiniță, așa nu este absolut nicio problemă. Și să-i dau timp, atât cât are ea nevoie. Știu că sunt foarte multe persoane care o să spună, vai, copilul meu de la 6 luni nu mai face Pampers, copilul meu de la 10 luni face la WC-ul, copilul meu... Foarte bine, vă felicit, mă bucur pentru copiii voștri și eu mi-aș dori ca Melisa să nu mai poarte Pampers, mi-aș dori foarte mult lucrul acesta, dar pe de altă parte eu îmi doresc ca Melisa să fie un copil fericit, îmi doresc să-și dorească și ea lucrul acesta și să simtă și ea că vrea lucrul acesta. Ea a avut o perioadă foarte lungă în care făcea la oliță, înainte să înceapă să meargă, de pe la 9 luni. Eu am început să o pun pe oliță din cauza că se constipa foarte, foarte tare și soluția pe care am găsit-o a fost să o pun pe oliță și făcea fără nicio problemă. Deci, cred că vreo 6 luni de zile îmi făcea la oliță minunat. Doar că după ce a început să meargă, pe la 1 an și 3 luni, că a început să meargă destul de târziu, n-am mai vrut să stea pe oliță, pur și simplu se ridica și pleca. Și la un moment dat nici nu mai îmi dădeam seama când ar trebui să o pun pe oliță, pentru că ea se ascundea. Bine, îmi dădeam seama când se ascundea, că s-a ascuns cu un motiv, mi-am dat seama ulterior. Dar ea, când simțea nevoia să facă ceva, se ascundea, făcea și abia după aia venea și spunea să o schimb. Și la fel și acum. Adică ea conștientizează că trebuie schimbată și vine și îmi spune, am făcut caca, schimbă-mă.
Dar când îi spun, hai să te pună mami pe o liță sau hai să te ducă mami în baie, am luat și reductor de colac pentru WC-ul, i-am luat și înălțători, i-am luat toate lucrurile astea și le-am luat de anul trecut, de mai bine de un an de când mi-am propus eu să o dezvăț de pe împărsat. Pur și simplu nu a fost ea pregătită de ocazia i-am dat, i-am propus coliță, i-am propus așa, i-am explicat, i-am propus cu premiu, cu alea, deci în toate modurile posibile. Ea nu se simte pregătită. Dar asta nu înseamnă că nu este un copil minunat, că nu o iubesc și o să renunțe la Pampers când o să vrea ea. Pe de altă parte, de exemplu, dacă ar fi mama mea, dacă ar mai trăi, sigur m-ar cicăli și mi-ar zice, vai, cum, la 3 ani e prea mult, da, și eu gândeam la fel înainte. Dar acum, sincer, nu mă interesează. Important este ca ei să-i fie bine, eu să mie să-mi fie bine, adică noi, așa în familie, să nu avem tensiune. Și când o fi pregătită, o să renunțe și la treaba asta. Și m-a bucurat foarte mult ceea ce mi-a spus educatoarea. Și da, cred că așa este. Când o să se simte ea pregătită, o să renunțe. Așa că, dragi mămici care aveți super copilași care nu mai fac în Pampers, vă felicit. Dar mai mult de atât, oricum eu nu fac concurs între copii. Poate Daniel o să renunțe mai repede, poate o să fie la fel ca Melissa. Nu știu cum o să fie, eu îmi doresc și mi-am dorit de anul trecut. Nu am reușit. Anul trecut pot să spun că a fost mai mult vina mea că nu am insistat. Poate aș fi reușit, dar acum îmi dau seama că e ok așa, adică chiar eu sunt foarte mândră și foarte mulțumită de cum a evoluat Melissa și nu aș schimba absolut nimic la ea. Ea trebuie să știe că este un copil respectat, că este un copil înțeles în toate aspectele, că este un copil iubit, că și eu vreau să fie un copil fericit, un copil care să se dezvolte frumos în continuare și să experimenteze și să învețe așa lucruri noi în fiecare zi. Sunt foarte multe de spus și probabil o să mai mi-aduc aminte de încă vreo 50 de lucruri, dar asta vreau neapărat să mai ating în acest filmuleț. Melissa a avut o perioadă în care parcă era dependentă de telefon. Și mulțumesc lui Dumnezeu, de când am început grădinița, pot să spun că am scăpat de dependența aceasta. Nu îi mai dăm telefonul aproape deloc, telefonul meu nu-l mai ia deloc. Uneori Florina îi mai dă telefonul așa dimineața, câte 10 minute când este acasă. Ceea ce am început noi să facem este, ca și acum, de exemplu, bine, Melissa este lângă Florin, și îi punem noi la televizor desene animate și îi alegem noi la ce să se uite. Înainte când îi dădeam telefonul, dădea peste tot felul de prostii, pentru că apar la recomandări acolo tot felul de prostii și am considerat că nu este în regulă pentru ea, așa că îi punem noi. Am mai vorbit eu într-un filmuleț, există un aparat, Google Chromecast se numește, o să vă las un link în descriere. Îl conectați la televizor și conectați telefonul la chestia aceea și puteți să-i puneți de pe telefon, direct pe televizor, la ce vreți voi să se uite, puteți să-i faceți chiar și un playlist și să-i puneți acolo să se uite. De exemplu, Melissa acum se uită la Baby Ricky. Mie, sincer, mi se pare unul dintre cele mai educative programe pentru copii. Este un desen animat cu niște figurine și învață tot felul de lucruri interesante. Învață despre mulțumesc, despre cu plăcere, culori, numere, aproape, departe. O grămadă de lucruri interesante învață de la Baby Ricky. Nu cred că sunt desene animate românești, cred că au fost traduse. Se mai uită la Rozi și prietenii ei, la Albinuța Maia. Mașa nu prea am mai pus în ultimul timp pentru că e cam violentă Mașa, dar asta facem noi. Deci nu mai primește telefonul, nu știu dacă jumătate de oră pe săptămână, cred că e mult. Așa că e foarte bine așa, îi punem noi, ea se uită, când se plictisește, își vede de treabă, se duce, se joacă, dar nu mai ia telefonul. Da, și gata. Nu mă mai lungesc. Sper că am acoperit toate întrebările pe care mi le-ați mai lăsat și voi și ce am mai vrut eu să vă spun. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa!